Havaza Vaza, Tec, Nit și Odef. Cinci câini din rasa ciobănesc germană ai poliției prahovene au fost scoși la vânzare. Motivul pentru care poliția nu-i mai vrea este legat oarecum de incompetența patru pedelor, care nu ar fi atins standardele cerute. Inspectoratul județean de poliție Prahova a scos la vânzare cinci câini din rasa ciobănesc german. Motivul pentru care aceștia au fost scoși din funcțiune este neîndeplinirea baremelor minime pentru desfășurarea activităților specifice poliției. Vânzarea câinilor polițiști se va face prin licitație publică deschisă cu strigare, prețurile de pornire fiind între 200 și 1800 de lei. Dacă la prima licitație din 4 ianuarie 2019 nu vor fi vânduți, prețurile vor scădea cu 20% la a doua licitație și cu 40% la a treia licitație.